O altă informație extrem de importantă care ține pe jar tot acest conflict este dacă se deschide sau nu punctul de trecere frontieră din Gaza spre Egipt. De o săptămână ni se tot spune că va fi deschis. Pe de o parte, prin el ar trebui să treacă cetățenii străini din Gaza, cei cu pașapoarte străine sau cei cu dublă cetățenie, dar în același timp un punct care a tensionat foarte mult relațiile cu țările arabe și musulmane din Orientul Mijlociu, respectiv intrarea camioanelor cu ajutoare în Gaza. Până acum refuza Israelul acest lucru pentru că spunea că aceste ajutoare ajung de fapt la cei la Hamas. Se ajunsese în această seară la o înțelegere, respectiv să treacă o serie de camioane care să fie mai întâi verificate de inspectori ai ONU, dar, atenție, informația de ultimă oră venită pe surse obținută în exclusivitate de CNN este că nu se va deschide dimineața acest punct de frontieră pentru a intra ajutoarele, lucru care cu siguranță va inflama din nou toată situația. Colegul meu, Radu Urloiu, redactor secției externe, este în direct cu toate informațiile legate de aceste, să spunem, declarații pe surse pe care le-au primit colegii noștri de la CNN. Bună dimineața din nou, Radu! Bună dimineața, Andreea! Potrivit surselor familiare CNN, eu nu mi-aș spune, nu aș paria banii pe că aceste camioane vor intra mâine, spuneau aceste surse în discuțiile cu CNN. Una dintre problemele care au fost invocate, din motivele invocate, este existența unor cratere cu diametru de 9 metri provocate de explozii chiar în zona tampon de la frontiera cu dintre Egipt și fâșia Gaza. Și se spune că, pe de altă parte, mai sunt o serie de detalii privind acest ajutor umanitar care trebuie să fie continuu, nu să fie doar un simplu episod, am mai spus sursa respectivă. Este o situație volatilă, spune sursa respectivă. Acești oameni au așteptat să vină hrană, să vină medicamente și apă. Dacă li se va spune că 20 de camioane vor veni și apoi nu știm când vor mai veni următoarele, atunci se va crea o situație periculoasă. Dacă aș fi în această situație și aș crede că nu mai vin și alte camioane, atunci aș face tot posibil să iau tot ce se află în ele. Acum, oficialii americani spun că se așteaptă ca primul convoi de camioane care transportă ajutor umanitar în Gaza, dinspre Egipt, să treacă frontiera în acest weekend, cel mai probabil sâmbătă. Un oficial american însă a atras atenția asupra faptului că situația rămâne fluidă în timp ce pregătirile pentru a permite pătrunderea acestor ajutoare continuă. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Matt Miller, a declarat că ambasadorul David Satterfield, emisar special pentru Orientul Mijlociu, pentru ajutorul umanitar, se află pe teren și negociază cu israelienii și lucrează la aceste detalii împreună, urmând ca apoi să se stabilească o dată care pentru ajutor.